Îl avem invitat astăzi în platou pe prietenul nostru drag, Alin Stoica, tenorul Alin Stoica, care este topit de 7 luni, trăiește cel mai frumos vis, are o familie împlinită, este soț și tătic împlinit, de când Nicolas a venit în viața lui și bucură și pe Alin și pe soția lui Stefanie. Deci hai să vorbim despre familie, hai să vorbim despre muzică și despre toate lucrurile frumoase cu Alin. Bine te-am găsit, Alin! Sărmâna, mă bucur că am revenit și întotdeauna este o bucurie să fiu aici alături de voi și invitat în și emisiunea ta minunată. Și pentru noi, Alin, radiezi, pot spune asta, pentru că se simte așa fericirea din fiecare por, uite așa, emani. Da, nu am cum, frumoasă. Sunt atât de fericit, mă uitam la fotografii da. Și de fiecare dată, deși le văd de 1000 de ori pe zi, sunt atât de fericit când îmi văd copilul, nu pot să-ți spun... Este cea mai mare bucurie și bogăție pe care poate să o aibă cineva pe lumea asta. Așa este și mă uit așa la fotografii și ți-am spus că este copia ta. Ești tu în miniatură. Da, asta cred și eu. Deși am văzut când este alături de soția ta că mai împrumută și din trăsăturile ei. Uite cum este, da, în această fotografie. Pentru că noi oricum semănăm între noi. Exact, eu cu soția semănăm. Da. Mădălina semănă cu mine și e normal. Și eu semăn cu ea și da, uite așa și copilul gropița. Normal că semănă cu amândoi. Ți-a luat gropița, Nicolas. Delfin și băiat. Da, 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 da. Sunt atât de fericit. Doamne, este un copil minunat. Este un copil fericit, un copil iubit, inteligent. Adorat. Și mă bucur că a venit să ne bucure, să ne senineze zilele, să ne apropie și mai mult. Cum au fost aceste 7 luni cu el? Au trecut foarte repede. Foarte repede trece totul. Timpul trece repede și mă uit la el cum crește de la zi la o zi la alta și este un bebe atât de mare și de frumușel. Și face tot felul de drăgălășenii, probabil că... Da, este extraordinar de expresiv. Da. Am spus, dacă el nu este artist, eu... Deci... Treaba lui, eu îmi dau demisia. Dacă vrea să ducă să facă tenis sau altceva, nu știu, orice vrea el, ok, alegerea lui, dar el este artist, adică se vede place clar, are da, rezonează, foarte mult îi place. Nu? Tot timpul, deci și din plâns se oprește când aude muzică, din orice. La ce reacționează așa? Ce ascultă? Ce ascultați voi în casă? Măi, ascultă de toate, și cântece de copii. Normal, deci timpul toții. Așa. Așa, dar rezonează foarte mult și cu opera și cu muzica clasică. Adică e foarte atent, foarte, mai ales când cântăm eu sau mami, este mamă imediat. Face fișorii mari. Mai face și așa. Știi? Cântă, da. Mami. Ce se întâmplă? Cine cântă? Wow, ce frumos sună, știi? Nu mai pot, sunt topit. Da, greutăți așa ați avut în sensul de nopți pierdute, că oricum da, cum are toată lumea, într-adevăr. Este un copil, trebuie să-i acorzi toată atenția. Nu poți să nu-i acorzi toată atenția și iubirea. Și e normal că sunt și greutăți, dar nu mai contează absolut nimic când îți zâmbește copilul ăla. Strece absolut orice durere, orice greutate, orice oboseală. Merită din plin orice efort pentru el. Am văzut că este și foarte sociabil și este iubit de toți artiștii de la operă. Da, este extrem de sociabil și stă în brațe la toată lumea și e, ce să zic, e un copil iubit. E un copil iubit și de colegii mei și apreciat și... Nu pot decât să mă bucur din toată inima. Are foarte multe fotografii cu acuș vine, cu ei. Vine un an, acum faceți prima lui petrecere, da. Așa, nu? Da, da, de bine. Dau seama că o să treacă timpul foarte repede și o să vină tot felul de momente frumoase în continuare. Ce se mai întâmplă în viața voastră frumos? Ce se întâmplă? O să avem un eveniment foarte important, sunt foarte emoționat. Da, urmează... De mâine, într-o săptămână, o să facem nunta. O, ce frumos! În sfârșit, că s-a amânat de două ori. Da, a fost problema asta cu pandemia și... Deci gata, sâmbăta viitoare și în costum de mire. Da, în sfârșit, în fața lui Dumnezeu ne vom uni și... Ai emoții? Am foarte mari emoții. Eu la botez, la biserică, am plâns. Deci sunt sigur că fie... și acum va fi la fel. La cununie. Așa că veniți cu șervețele cei care sunteți.
alături de noi. Și Madalina cum e? Și ea e la fel de emoționată. Plus. Și Madalina este emoționată, dar ea este un pic diferită față de mine. Eu sunt un tip care îmi arăt foarte mult sentimentele și sunt mai așa, nu știu, extrovertit, să spun. Ea este mai calmă, mai liniștită, mai reținută, nu arată așa, dar e mai puternic, așa, știi, decât mine, să spun. Dar nu e... tot îmi dau seama, adică sufletul e tot la fel ca al meu este la fel de sensibil. Numai că, na... Deci o să fie cumva e mai bine cum e ea, știi? Sigură, o să aveți toată lumea alături de voi. Uite, ziceam că are inclinații spre muzică, micuțul Nicolae. Iubirea mea, da, aici cântăm. Cântă și la pian. Și uite cum se uită la mine. Da, a început tăticul să cânte. Wow, a cântat o acută, wow. Iubirea mea. Ce frumos, ia uite-l. Este, da. Este tare încântat de sunete. Da, să dea cu mâna în pian. Tam. Acuș, la un an, ia să-l vezi cum îți cântă, dacă mai continuă așa câteva luni. Da, dragostea mea. Deci numai lucruri frumoase se întâmplă în viața voastră. Uite și nunta și luna de miere. Sunt minunate. Unde plecați în luna de miere? Sunt minunate. Ați gândit? Bine, cu piericica. Momentan asta, avem puțină treabă și nu am stabilit clar unde o să mergem. Vrem să mergem și noi undeva, dar nu știm exact unde să mergem și cum o să facem. O să urmeze și o să vedem, vacanță. O să ne planificăm. Cu siguranță. O să ne planificăm, dar eu mai am de cântat. O să mergem, uite, o să mergem împreună la Monaco, de exemplu, la balul prințeselor și al prinților. Vai, ce frumos! Da. Când se întâmplă asta? Peste o lună. Peste o lună. Da. Vai, 25 iunie. O să fim program la Monaco 3 zile. O să cântăm, o să cânt eu la acest bal minunat și cumva, na, e o păfugă așa și o mini-vacanță, să spunem. Și în București te mai vedem cântând? Da, puteți să mă urmăriți, eu o să postez pe Facebook de fiecare dată evenimentele. O să mai fie. Cu siguranță, da. Ori să mai fie. Sunt adorabile aceste instantanee. Cred că faci vreo 100 de fotografii pe oră, Doamne, nu? Fac foarte multe fotografii și videoclipuri. Am atâtea videoclipuri cu el, pentru că se poate. Trăim niște vremuri în care poți să faci chestia asta și poți să ai niște amintiri de calitate înaltă. Și e păcat să nu le ai. Eu m-aș fi bucurat să am mai multe poze de când eram copil sau filmări sau... Este foarte interesant, că câteodată poate nu se aduce aminte cu exactitate anumite lucruri sau poate știi și rămâi surprins. Ia uite, așa era de fapt, ia uite cum eram îmbrăcat, ia uite ce gesturi, ia uite. Sunt sigur că el se va bucura să aibă aceste amintiri mai târziu, de-aia suntem disperați să facem, dar este și un frumos, adică nu știu... Normal că este. Fiecare frumos. Părinte spune asta de copilul lui. Păi uite, cu cine se este semene? Frumos, normal este că e frumos. Un zâmbăreț, este un minunat, așa, are numai expresii de artist, uite cum stă așa. Da, gânditor. Da, este extraordinar. Da, îmi place foarte mult, mult de el și cumva mă redescopăr și eu, știi, îmi retrăiesc copilăria. Eu am avut o copilărie foarte grea. Și eu nu am avut parte de ce are el parte acum și cumva prin chestia asta pot să spun că și eu mă vindec și îmi vindec sufletul. Da, și vrei să-i oferi absolut toată dragostea. Toată dragostea. Sunt alături de el și voi fi toată viața cu toată dragostea și îmi face o deosebită plăcere să stau în preajma lui. Mi-este dor de el și când plec, nu știu, un sfert de oră. Și acum mi-este dor de el. Am putea spune că... aștept să-l văd, să-l țin în brațe iar. Am putea spune că voi acolo în familie trăiți magia iubirii. Da. Trăim cu adevărat magia iubirii. Exact piesa, apropo de piesa minunată pe care a scris-o Cătălin Crișan pentru mine și pe această cale îți mulțumesc, Cătălin. Ești un prieten minunat și mi-ai oferit o piesă minunată. A știut el, ce a știut, da. V-a simțit, v-a citit. Da, da. Vreau să știu așa, dacă cei de la Monaco știu cu cine au de-a face. Primul român care este deținătorul premiului Luciano Pavarotti. Mulțumesc, adică, din suflet. Așa ar trebui. Zic, da, și păi nu e prima dată când cânt acolo. Sunt multe ediții la care am participat și sunt fericit că mă întorc anul ăsta și voi fi acolo alături de ei. E o echipă foarte frumoasă și sunt câțiva români acolo care mă cunosc și știu. Știu cu cine au de-a face, da. Bineînțeles. Iar Madalina și-a reluat și activitatea, o vedem cântând? Da, cu siguranță. Am avut chiar și la
operă, a fost un vernisaj foarte frumos al Emiliei Marinescu, o expoziție superbă, unde am fost invitat să cântăm împreună și pot să spun că a fost un moment de un real succes și un moment foarte frumos. Foarte apreciat de către public. Alin, îți mulțumesc tare mult. Mă bucur mult că ai venit la noi și că ne-ai împărtășit din energia aceasta frumoasă și am putut așa să simțim un pic din ceea ce trăiți voi acolo, pentru că se simte, știi, rezonăm cu voi și te mai așteptăm cu mare drag la noi, să ne bucurăm de toate veștile pe care ni le aduci, să ținem pumnii, îți urăm casă de piatră, săptămâna viitoare să ne gândim la voi, să iasă un eveniment așa cum vă doriți și să vă bucurați în continuare de ceea ce vă oferă viața. Doamne ajută, mulțumesc din suflet și încă o dată vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumim mult, Alin, și hai să ascultăm piesa aceasta frumoasă scrisă de Cătălin Crișan, Magia iubirii. Am văzut, mi-ai spus că numai tu și numai tu vei fi a mea. În ochii tăi eu m-am pierdut, m-am regăsit, am renăscut și te-am iubit. Ești viața mea, destinul meu, speranța mea, șampania mea și ești orgoliul meu. De vor fi furtuni și fric și ploi, le trecem sigur amândoi. Iubirea ta îmi dă puterea de a râde, de a plânge și de a cânta. Dorința de a-ți pune la picioare toată lumea mea. Închide rând ce m-au durut atâta timp și astăzi nu mai sunt. Te voi iubi până la cer și înapoi iar pe pământ. Viața mea, destinul meu, speranța mea, șampania mea și ești orice.